În țări precum Albania, Muntenegru, Serbia, Bosnia-Herțegovina și Kosovo, prețurile la pâine sunt mai mari decât în România, raportat la media din Uniunea Europeană. Cele mai mari prețuri se înregistrau în Danemarca, 145% din media din UE, Suedia 124%, Austria 120%, Irlanda și Finlanda, ambele cu 119% din media din UE. La polul opus, cele mai scăzute prețuri la alimente se înregistrau în Polonia, 63% din media din UE, România, 64% și Bulgaria, 70%. Printre produsele analizate de Eurostat se numără pâinea, carnea, laptele, brânza și ouăle, băuturile non-alcoolice și țigările. La toate aceste produse, prețurile din România sunt sub media din UE, fiind cele mai mici la pâine, 53%, pe locul al treilea după Polonia și Bulgaria, la carne 60% din media din UE față de 54% în Polonia și 55% în Bulgaria și relativ apropiate de media din UE, 92%, în cazul laptelui, brânzei și ouălor. În ceea ce privește băuturile alcoolice și non-alcoolice, prețurile din România sunt la 72% din media din UE, prețuri mai mici fiind înregistrate doar în Bulgaria, 64%. Aceste date au la bază un studiu derulat de Eurostat în 2015 în 38 de state europene, care a acoperit aproximativ 440 de produse comparabile.